Importăm tot mai multă mâncare, deși am putea să o producem singuri. Avem materie primă, însă ne lipsesc liniile de procesare, așa că am ajuns să aducem din alte țări cartofi congelați pentru prăjit, porumb pentru floricele, pastă de tomate, chibrituri, cărbune de foc, ori mâncare pentru animale. Premierul a cerut ca discuțiile între asociațiile de profil, fermieri și reprezentanții magazinelor să aibă loc la guvern. Cartofi congelați importăm în cantități mari. Potrivit unui studiu recent, consumul a înregistrat o creștere uriașă, astfel încât am ajuns să aducem peste 86.000 de tone. În tot acest timp, fermierii noștri nu se grăbesc să congeleze ei cartofii. Vorbim de zeci de milioane de euro. Investiții pe care fermierii români nu le pot face, iar deocamdată piața românească n-a prezentat interes, ca să zic așa, pentru mari procesatori, mari giganți din Europa de Vest sau din America. Importăm și foarte multe conserve de porumb dulce, dar și porumb de floricele, cu toate că țara noastră este lider european la producția de porumb. Ce-i drept, este nevoie de soiuri speciale, pe care însă le-am putea planta și noi. Porumb zaharat, de pildă, cultivăm doar pe 2000 de hectare, spun asociațiile de profil. În România, la această oră, nu există nicio fabrică de procesare. Aici mă refer la procesare la tot fluxul, de la recoltarea din câmp, adică combine de recoltat, până la fabricile de procesare. O altă categorie de produse la care suntem campioni în materie de importuri este mâncarea pentru animale de companie. Cu toate că suntem printre țările europene cu o mulțime de câini și pisici, nu avem și producători locali, pe cât de mare e cererea. Piața produselor pentru animalele de companie din România este evaluată la peste 3 miliarde de lei. Iar lista produselor pe care nu le producem deloc sau în cantități foarte mici raportate la cerere este lungă, de la scobitor și cărbune pentru foc și până la scutece. Consumatorul nostru dorește să consume românește atâta timp cât este competitiv. Deci nu doar românește nu e suficient, românește și competitiv. Cu ajutorul profesorilor de la Academia de Studii Economice din București, au fost identificate companii românești care fac lucruri asemănătoare și care și-ar putea extinde producția și cu alimentele care ne lipsesc. Românii ar face și ei, dar spun că nu fac față costurilor. Vrem prin acest proiect să aducem la masă atât guvernul și instituțiile statului, inclusiv asociațiile de profil, Roma Alimenta și așa mai departe. Întâlnirile urmează să aibă loc la guvern.